Luca Valentin, vreau să spun Sorin. Luca Valentin e cu noi, a venit să facă ce nu are voie să facă acasă, pentru că aici a putut să facă fum și steluțe. După cum știți, la un eveniment real și mare n-a mai fost de mult să pornească și el artificiile. Bună dimineața! Salutare! Bine v-am găsit, băieți! Mă bucur tare să fiu la voi. Sunt un pic așa încălzit după runda asta de show. N-am mai făcut show-uri, într-adevăr, în perioada asta. M-am pregătit, eu am o sală de repetiții unde mă pregătesc. Trebuie să... Nu e negociabilă pregătirea și pregătirea personală, antrenamentul. Okay. Este negociabilă. Trebuie să te pregătești indiferent de pandemie sau de... Ce se întâmplă în jurul tău, practic? Mi-a plăcut ca un profesionist și a încercat bricheta de 3 ori pe pauză. Zic, mă, omul e nebun, vrea să ne dea foc. Bă, nu știi niciodată. Dacă în timpul show-ului nu mai pornește, s-a stricat jumate din treabă. Luca Valentin a venit să ne spună că online rămâne conectat la voi și e foarte important. Da. Mixăm băuturi online, facem evenimente, încercăm să fim lângă oameni pe perioada asta, mai ales că pe mine mă interesează și știi că se consumă destul de mult alcool în perioada asta pe carantină, da. Și trebuie să fim conștienți, să consumăm responsabil, să bem paharul ăla de apă, știi, după fiecare băutură, după fiecare drink, dacă bem un pahar de apă ne hidratăm. Și în felul ăsta fentăm cumva mahmureala de a doua zi, știi? Adică consumăm alcool, dar consumăm cu responsabilitate. Și cred că ăsta e un mesaj foarte bun de transmis celor care stau acasă în perioada asta. Și cred că putem să keep going cu partea asta de drinking. Deci apă. Apă, da, apă în permanență. Am chemat barmanul să ne învețe să bem apă. Asta este bine, bă, asta păi e 2020. Nu, Dani, am pregătit și niște băuturi, dar ideea e că băuturile astea vor merge la cineva care le merită, știi? Va fi un premiu pentru un joc. Luca Valentin merge împreună cu gașca lui, după cum știți, are în jur foarte mulți studenți care vor să învețe meseria asta. El merge în general, într-un an normal, mergea în tabăra de pregătire de la munte. Ne-a zis că unul din jocurile pe care le fac ei acolo poate fi jucat și la Nața, chiar dacă nu avem zăpadă. Ce jucăm? Da, este o activitate pe care noi avem în tabăra de iarnă. Să sperăm că în februarie se va desfășura. Normal, noi o facem în ultima săptămână din februarie. Mergem la Sinaia cu grupe mari de barmani. Vedem ce se va întâmpla anul viitor. Dar jocul pe care vi l-am propus azi este un speed tic-tac-tu, un X și 0 pe viteză, pe băuturi de data asta. Okay. Avem așa, avem 3 sticle și 3 shakere. Avem o zonă de X și 0, da. Doar că va fi pe viteză. Corect. Pe viteză, dar partea e și de logic atunci când așezi obiectele acolo. Okay. Adică dacă o să facem două echipe, de câte doi, avem echipa sticlelor portocalii și echipa shakerelor, da? Okay. Și practic, dacă suntem 2 cu 2, da. De aici plecăm, de unde sunt jaloanele, așezăm obiectul aici. Da, să zicem că ăsta este primul loc unde punem shaker-ul, batem cuba cu următorul ia shaker-ul și se duce acolo. El nu poate pleca până nu bate cuba. Exact, trebuie să bată cuba. Okay. Când am terminat ustensilele de așezat, va trebui să batem cuba și să le mutăm acolo. Da. Dar vine partea de logică. Asta este mai tricky. Cum? Și putem lua un obiect și să-l mutăm în alt cerc. Exact. Dar după ce am bătut cuba. După ce am bătut cuba. Mi se pare foarte greu. Bine, ești arbitru. Sunt arbitru, eu să stau. Răzvan va juca cu Ramona, eu cu Florin. Hai să vedem dacă ne iese. Dar nu prea am înțeles la final cum ce putem să schimbăm. Păi putem deci să... Eu mă duc, le pun, pa. Dacă nu am câștigat din prima așezare, putem să mutăm câte o piesă, dacă am bătut cuba. Să bateți cuba. Eu să stau aici, n-aveți voie să călcați în cercuri. Dacă ești treaz, jocul ăsta n-are nicio noimă. Și vă putem... după niște șaturi. Și ce propui, Răzvane? Că eu sunt total nedeacord. Guys, cine câștigă primește două băuturele. Da. Ideea e că noi asta o facem iarna pe zăpadă, vara pe nisip la mare. Da. Dar de ce să nu facem și în platou la Nianța? Voi ești arbitru, da? Plecați cu câte utensile în mână, da? Ca să așa. O așezați, vă întoarceți înapoi, bateți cuba și următorul pleacă cu alte utensile. Să nu călcați în cercuri în mijloc. Da, hai. 3 2 2 1 start. Ok, bun. N-am bun la mijloc, că-s pe tocuri și oricum bun, trebuie să le mutăm. Era să zic, blochează, dar n-am voie. Bun, acum bați cuba. Dai, du-te. Hai! Ramona, că mânca, a ieșit afară. Păi de ce m-ai spus așa, măi Valentin, că sunt bătut? Îmi pare rău, dar am câștigat două băuturi. Hai să vedem, e 1-0, da? E 1-0. Come on, facem 3, să fie fair. Nu-i corect. Ca la braz, bă. Da, shakerele și sticlele. Ce, vrei să mă dezbrac? Hai că băuturile sunt fresh. Eu am avut picioare ieri la antrenament, vă rog, nu mai folosiți. Mie mi-e frică să nu-mi pună Florin iar să cad pe aici și Răzvan are un picior moale. Da. Hai, sunteți gata. 3, 2, 1, start. Nu.
Du-te, du-te! Doi! Foarte aproape, asta foarte aproape! Asta nu bem, ce să facem? 2-0! Da, 1-1, Firica! Firica, mulțumim! Hai că aveți și să mai câștigat! 2-0 și mai este unul, mai este unul! Ultimul, da? 2-0, ce să recuperăm? Ce să mai, hai să-i lăsăm să câștige! Da, e... E pe modul... Și vreau să zic ceva? E mai ușor cu sticla. E pe modelul acest concurs, aveți probleme cu băutura în familie, zice nu că ne ajunge pentru toți. Gata? Gata. Sunt gata. 3. Iar fug cu Florin. De ce nu începeți cu mijlocul? Nu înțeleg. De ce nu începeți cu mijlocul? Păi, am schimbat strategia. A schimbat strategia. 3, 2, 1. Lasă-mă ca lunec, de ce vrei să-ți fac? Hai, Da. Bate cu mașina. Ba, dar muți, acum muți. Ha, trebuie să muți. Ha, muta Ramona, fa noastră. Mulțumim, Ramona. În ce echipă ești? Ramona, nu știu dacă a înțeles exact. Am considerat că ea nu poate să joace nebăută. Vreau să-mi cer scuze, Luca Valentin, că ești de meserie și ați conversat atâta timp în pandemie. Ramona este atât de neieșită și de nebăută că i-a fost doar cu gândul la băutură. Săraca e... Deci am avut... Ating și o sticlă, că am jucat cu șeicurile și nu a fost o mai combinație. Da. Șeicurile au fost problema ta.